place să gătesc. Tata m-a învățat mereu că bucătăria e o artă și sunt foarte bucuroasă că i-am moștenit talentul. Am să gătesc la Vacheic pentru că este o rețetă pe care o făceam mereu și care îmi place foarte mult. Tata m-a învățat să fac lava cake. Este rețeta lui și am făcut-o de mai multe ori acasă, împreună. Tata m-a învățat să gătesc de când eram mică. Cel mai mult îmi place să fac deserturi. Chiar dacă e mai greu să gătești un desert decât un fel principal, mie îmi place să fac asta mai mult și asta îl face mai ușor. O să tai ciocolata. O să o pun la bain-marie. Când o să fiu mare, aș vrea să mă fac psiholog, pentru că îmi place să înțeleg felul în care alți oameni gândesc. Nu m-am gândit niciodată să fiu bucătar, dar m-am gândit să fiu cofetar când eram mică, doar că tata mi-a spus că e mult de muncă. Știu când lucra pe vas și era plecat de acasă foarte mult timp și mama trebuia să aibă grijă singură de mine și de fratele meu. Ne era greu fără el acasă, dar mama era puternică și s-a descurcat. Acum mă bucur că nu mai pleacă de acasă și l-am lângă mine mereu. Ne înțelegem foarte bine. Suntem foarte apropiați. Acasă ne uităm de fiecare dată împreună la Șef la cuțite. Sunt un pic emoționată. Încă am tremură mâinile puțin. Pentru că ei sunt foarte critici. Dacă aș lua cuțitul, asta ar însemna foarte mult pentru mine și mi-ar dovedi că tata chiar vorbește serios când îmi spune că am talent și că gătesc bine. Uneori cred că îmi spune asta doar pentru că sunt fiica lui, dar dacă o să iau cuțitul, chiar o să știu că nu minte. Dacă aș lua 3 cuțite, ar fi nemaipomenit. Aș fi eu surprinsă. A zis că vine și nu mai vine. Banda asta nebună. Doamne, sper să-i placă. Ce avem, Cătălin? Păi, lasă-mi farfurile de data asta. Dacă ți-a luat în grăză. Ha, nu cred. Bine, la... Ha, mă, să vedem. Ce avem aici? Paste. Paste. Doresc paste. Nici pe aproape. Nu te mai uita. Hai să vedem că e un desert. Hai. E un desert, pe clar. 3, 5. Opa, opa. Uite, bă, lava cake, băi. Opa, opa, Penelopa. Opa, opa. Și avem un lava cake. Băi, lava cake sau e negresă, bă, frate? Lava cake. Lava cake, uite, curge. Stai, curge, lava cake. Curge, lava cake. E bine. Și cu înghețată de vanilie. Ia uite ce frumos. A? A? Vă rog frumos. Hai, mă, cine să vină, mă, să ne dea lava cake cu dulceață de trandafir? Cine a venit cu lava cake acum câteva sezoane? Nea Cocoș. Acum e soție. Crezi? E o doamnă, da. Bă, s-ar putea să fie băiat, o să râzi. De ce crezi asta? Nu știu, așa, pe stil, pe... Băi, eu mă gândesc așa. Ha. A dat cu un pic de zahăr pudră, l-a câștigat pe Florin. Ne exagerezi. Mă uit la felia de portocală, știi, pe felia de portocală mi se pare foarte interesant. A schimbat gustul înghețatei de vanilie. Pă bune. Da. Bă, vorbesc serios, ia și gustul. Înghețata de vanilie avea nevoie să aibă gustul schimbat? Ia și gust acum. E chiar mișto sosul de vanilie cu portocal. Ia uite. O nebunie. Bă, pe bune. Pe bune, ai putea să lansezi o nouă linie. O nouă înghețată. Da. Vanilie cu portocale. By Chef Florin Dumitrescu. Nu, nu pot să zic că e de mine. De ce? E ideea omului care e dincolo de uși. Hai să votăm, dragii mei. Doamne. Sper să-mi dea tata cuțit. Lava cake, asta e gătită corect, e bună. Lava cake. Și dacă e ciorbă și bine gătită, aia e. Doamne, cum o să facă când o să mă vadă? E
uite în papuci, mătii, nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. Cine mi-a făcut-o? Nu pot să cred așa cine mi-a făcut-o. Mă, cât de tare. Papuci, mătii! Cât de mișto. Nu pot să cred, ce bătai strani. Cum ai reușit asta? Cum ai făcut asta? Ți-a plăcut? Da, foarte bună. Cum ai făcut asta? Bă? Cât de tare! A fost cadou pentru ziua ta. Mulțumesc! Mă, așa copil mare ai, mă? Băi, să nu stai spația în pace, că făia mama dracu. Îl iubesc pe tata și sunt norocoasă că sunt fiica lui. Bă, ce bătaie vă trag acasă, mă, toți! Mă, de ce să-i bați, mă? Ce faci, mă, copțică? Da, devină un coace, închetuțule. Băi, hai să-i arătăm, mă, stai, mă!